Hristos se naște, slăviți-l! Iubiți credincioși, în ultimile săptămâni tot s-a făcut caz din nou, în fiecare an se face caz, pe cine punem accentul, nu cumva să uităm de sărbătoare, de ce îl adorăm atât de mult pe Moș Crăciun și uităm de Hristos, este aniversare fără aniversat și așa mai departe. Aș vrea numai să vă spun câteva lucruri, pentru că sunt sigur că numai de mine nu mai aveți acum timp. Probabil că vă gândiți dacă aveți suficiente scaune la masă, probabil că nu vă ajung tacâmurile. Cine știe ce e în capul dumneavoastră, dar eu câteva lucruri le știu sigur. Mie, de exemplu, mai lipsesc vreo 10 scaune lângă masă. Bine, mi-ar mai trebui și câteva sute de metri pătrați la casă să facă mai mare, dar, mă rog, nu asta e problema. Vreau să vorbesc decât câteva minute vis-a-vis de un obicei pe care noi românii îl avem în zilele de sărbătoare, mai ales de Crăciun și de Paște. Anume acela că la masa pe care am pregătit-o de multe ori înainte de a veni la biserică și la care ne întoarcem acum, să se lase un scaun liber, un scaun al invitatului pe care îl așteptăm. Nu este vorba de un simbolism, este vorba de o realitate. Și nu e vorba numai de un străin ca să vină în casă. Este vorba de noi înșine. Masa suntem noi. Pentru că de multe ori v-am spus că dacă vrem să fim, dacă vrem să avem, trebuie să fim. Și după ce avem, trebuie să luptăm mai tare ca să fim. Dacă vrem să fim gazde bune, trebuie să avem ca să punem o masă, dar la această masă să știți că este destinul nostru. De multe ori ne-am înstrăinat și am plecat în lume. Vă aduceți aminte când erați mici, probabil pe la școală, mai zicea tovarășa învățătoare, ca să vorbesc exact despre ce școală știu eu, mă zice, băi, unde ești? Te vedea că ești în bancă, bineînțeles. Dar ori te uitai pe fereastră, ori printr-un colț al clasei, era clar că erai acolo și nu erai. Așa se întâmplă toată viața, nu numai în banca celui care stă în fața profesorului sau învățătorului. Situația este următoarea. Ne înstrăinăm dacă nu suntem atenți să ne așteptăm acasă. Acasă, locul acela, scaunul care este lăsat liber, este pentru noi, ca să venim cu totul acasă. Poate că am plecat în lume să învățăm sau am experimentat tot felul de lucruri, viața ne așteaptă să ajungem acasă. De aceea, sărbătorile mari și mai ales Crăciunul este o sărbătoare în care românii, cel puțin, vor să se adune acasă. Am făcut și eu analizele mele cu întrebările pe care le-am adresat pe colo, pe colo și am aflat că mai nimeni, ca să nu spun 0,01%, mai nimeni nu pleacă în altă parte de Crăciun. Cel puțin în prima zi, a doua zi, nimeni nu vrea să plece. Așteaptă să vină acasă. Cei care au plecat, dar așteaptă acum masa noastră, la care este cu siguranță un scaun în plus, pentru că v-am mai spus și cu alte prilejuri despre acest scaun în plus, ne așteaptă pe noi. Noi suntem cei care trebuie să venim acasă, să ne revenim în fire, să vedem pe unde am umblat cu mintea, pe unde ne-au purtat pașii gândurile și să ne dăm seama că adevăratul izvor este tot casa. Am încercat noi tot felul de lucruri. Am fost, vedeți, acum într-o situație foarte delicată în care dușmanul numărul 1 este al doilea Job. Ne-am împrăștiat, dar acum trebuie să ne adunăm. Este un mesaj pentru fiecare dintre noi. Pentru că dacă nu suntem atenți să împărțim timpul, nu o să-l mai avem. Timpul nostru este unul care să ne ajute, nu să ne încurce. Dar este un timp al regăsirii și al reașezării la masa gândurilor noastre. Sărbătorile sunt frumoase și sunt frumoase sub toate aspectele.
Să nu credeți acum că este frumos numai faptul că am venit aici la biserică. Dacă am fi venit numai aici la biserică, ne-am fi spovedit, exact cum spun și rânduirile noastre, ne-am spovedit, ne-am împărtășit, dar dacă după această liturghie nu urmează liturghia regăsirii noastre, nu am făcut nimic. Dacă acum ne-am duce spre case și până acasă am începe să-i judecăm pe cei care sunt în barul sau și ce am face? Asta nu este sărbătoare creștinească. Păi noi ne-am pregătit ca să ce? Ca să judecăm pe ceilalți? Nu, ca să iubim pe ceilalți. Trebuie să ne întoarcem acasă în sentimentele noastre, în tot ceea ce este frumos. Când vedem forfota aceasta, îi mai vedem pe unii de zilele următoare, bineînțeles că toată lumea o să ia iar cu asalt hipermarketurile, bineînțeles, nu neapărat că s-au terminat fructele sau orice, sau nu neapărat că vine anul nou și trebuie iar așezate în frigider toate celelalte. Nu neapărat că începe o dietă pe care a citit-o nu știu unde, că trebuie să înceapă după o masă copioasă, ci oamenii așa sunt și trebuie să fie luați așa cum sunt, nu trebuie judecați. Asta înseamnă să avem acel scaun care să ne aștepte pe noi, să aștepte gândurile noastre de Crăciun. De Crăciun cântăm frumos, de Crăciun fii mai bun, fii adevărat, și după aia când te uiți la vecinul că ți-a depășit numărul de decibel cu toba, începi să dai numărul în buze. Fraților, măcar o dată pe an, lăsați-l să vă bucurați împreună cu el. Poate nici el nu știe să se bucure așa de tare cum trebuie să vă bucurați dumneavoastră cei care îi acceptați neputințele. Acesta este locul care ne așteaptă gol lângă noi, să se așeze copilul din noi. Pentru că dacă tot am vorbit de prunc, am auzit tot felul de exprimări frumoase, dar nimeni n-a explicat cum adică să se nască Hristos în noi. Așa se naște. Gândul nostru, pentru că gândul nostru n-a fost ticăloșit la început. S-a ticăloșit pe vreme, așa. Și asta trebuie să se nască în noi. Asta trebuie să vină pe scaunul de care tot vorbim. Să se nască Hristos în noi. Bun. Dar dacă nu facem nimic pentru asta, nu se întâmplă lucruri frumoase. De aceea, mă rog Dumnezeu ca astăzi să îl primim la masă pe copilul care a plecat la școală de lângă părinți și de lângă frați, să vină în noi, să ne spună ce a învățat, pe unde a fost, cum a știut să aplice ceea ce a văzut la alții, pentru că trebuie să stăm împreună la masă, împreună cu gândurile noastre bune, nu cu judecățile. Să știți că nici eu acum, dacă voi sta la masă, nu voi încerca acum să spun celor, că voi fi înconjurat de multă lume. Mă voi abține. Cuvântarea pentru mine este stare profesională, nu? Și nu vreau să vă plictesc prea tare. Dar am să mă abțin de la a judeca pe alții. Dacă îmi cere cineva vreo părere, eu dau. Sunt împotriva limbajului de lemn. Sunt împotriva lucrurilor spuse așa, numai că vezi, Doamne, că e bine acum Crăciun fericit și nu. Încercați. Cu cei care vă permite, bineînțeles, să nu pățiți ca tata când s-a dus un Hristos a înviat la stația de benzină și a, da, dar ce mai aveam noi pe unul, tot așa diviu ca matea de tataie, și care zicea Merry Christmas. Încercați cu cei care vă permiteți să îi îmbrățișați. Pur și simplu. Să le zâmbiți frumos. Și vor înțelege că este sărbătoare. Acestea sunt câteva cuvinte la care am ținut să le împart cu dumneavoastră și în așteptarea copilului din mine, cred că putem să mergem de acum înainte cu colindul și cu plugușorul pentru că ne așteaptă lucruri frumoase. Și un lucru cu care vreau să închei. Orice sărbătoare nu este o destinație, este o călătorie. Ce se face cel care a făcut metanii până azi noapte și s-a pomenit cu praznicul? Și zice, gata, am ajuns. Păi și cum? Dacă ai ajuns, ce trebuie să mai faci? Dacă ai ajuns, ai ajuns și gata. Nu! Noi mergem mai departe. Noi nu ajungem niciodată. Noi trebuie să cultivăm bucuria călătoriei. Nu ajungem la destinație. Pentru că nu ăsta este scopul vieții noastre, să ajungem undeva. Și să ajungem cineva, să ajungem ceva, să ajungem
să ajutăm pe ceilalți, nu să ne oprim, pentru că a ajunge înseamnă a se opri. De asta vreau ca sărbătorile să meargă înainte, să trecem peste ele frumos și să-i anunțăm și pe ceilalți că sunt sărbători frumoase. Uite, de exemplu, eu vă promit că în următoarele 3 nopți să nu mai ies cu lanterna la cei care vin în fața casei mele și după care adun tot felul de gunoaie dimineața. Vă promit ca să știți că trebuie fiecare dintre noi să-și găsească o posibilitate de a trăi sărbătoare. Uite, așa o trăiesc eu sărbătoare. Și când vine vecinul să bată la tobe, zic, băi, gata, 3 zile, armistițiu, armistițiu. Și nu mă mai deranjez. Așa îl voi primi pe copilul din mine să stea la masă. Și astăzi, și de Sfântul Ștefan, și mâine a doua zi, și de anul nou, și de Bobotează, și de Sfântul Ior, și de tot anul nou, și ceilalți. Numai așa. Propunându-ne, probabil că o să ziceți că sunt din nebunii, niște prostii. Nu! Acestea sunt rupte din viață. Asta înseamnă să se nască Hristos în mine. Nu să vă zic eu vorbe frumoase și dumneavoastră să le spune și altora, probabil să se mângâie și alții, și până la urmă o să ajungă undeva unde să zică, bă, dar ăsta e limbaj de lemn. Și așa este. Vreau să fie fapte de aur, nu limbi de lemn. Să vă dea Dumnezeu ca sărbătoarea aceasta mare a praznicului nașterii Domnului să renască în noi ce e mai frumos, să vă puneți lucruri puține, ușoare, chiar ieftine, dar să le faceți. Eu o să-mi permit după sărbători să vă spun dacă m-am ținut de cuvânt. S-ar putea ca așa să fie trimisă ispita cu cohorte de voi vedea, dar eu așa îmi propun. Să trec peste ele. Să vă dea Dumnezeu sănătate multă, și la mulți ani, un Crăciun cu bine să vă mulțumesc.